Salut! Sunt Otus la Miere TV și astăzi, fraților, vreau să vă fac un clip cumpărături în valoare de 70 de lei de la Lidl. În acest clip veți vedea mâncare pe care nu trebuie să o pregătiți termic, mâncare pe care puteți să o consumați exact așa cum o luați. Pentru că stau singur și bucătăria mea încă nu este terminată, nu este mobilată complet, vreau să vă arăt ce cumpărături mi-am făcut eu de 70 de lei, cam câte calorii au și să vedem cam cât reușesc să mănânc din ele. Cât mă vor ține, o zi, două, să vedem. Bun, haideți să vă arăt totalul, deci vedeți pe bon 70 de lei, 63 de bani. Și vă voi arăta acum ce mi-am luat. Avem aici mușfile, două d-astea de mușfile de câte 100 de grame. Fiecare are 100 de calorii. Vi le-am mai prezentat pe astea. Aici avem porumb dulce la conservă. Hai să vedem câte calorii are. Are 77 de calorii. Îmi pare rău că nu focusează camera, dar credeți-mă pe cuvânt. Aveți grijă că sunt și alte conserve cu mai multe calorii. Asta are 77 de peste 100 de grame și are 285 de grame. Deci toată cutia asta de aproximativ 300 de grame are în jur de 200-240 de calorii. Aici am luat un filen de herring prăjit, băgat în spicy marinade. O să revin cu un review la acesta când o să mănânc și o să vă spun părerea mea dacă mi-a plăcut sau nu. Are, hai să vedem că e o dată mare, are 325 de grame totalul și 200 de grame bănuiesc fără apă, fără lichid. Deci 200 de grame și pe 100 de grame are undeva la fix 200 de calorii. Ori 2 care 200 de grame sunt 400 de calorii. Toată asta, de foarte mare, vă zic. Bun. Hai să terminăm cu mezelurile. Aici am luat un piept de pui condimentat. N-am mai mâncat până acum, am vrut să-l încerc. Este undeva la 6 lei, tot așa 100 de grame și are 105 calorii. Am uitat în magazin. Aici am luat un muștar să mai mănânc cu ăstea. Mușchiul la fel pot să-l mănânc cu brânza cottage pe care am luat-o aici. Avem așa, două de brânză cottage, la fel, 200 de grame, fiecare cutie, undeva la 200 de calorii pe cutie. Deci 100 de calorii pe 100 de grame. Iaurtul tot la fel, numai că are 400 de grame. Are 50 de calorii pe 100 de grame, deci are 200 de calorii, tot iaurtul ăsta de 400. Aici avem un ayran, 2,2% grăsime. Hai să vedem câte calorii are și ăsta. 34 de calorii pe 100 și are 300. Deci 35 ori 3, 105 calorii, foarte puțin. Aici mi-am mai luat un desert, să am sărunței, dacă am poftă de ceva dulce. Am luat orez expandat cu glazură de ciocolată. V-am mai spus și în alte videouri, ăsta are 500 de kilocalorii, celălalt are 400, deci e diferență de 100 de grame, de 100 de calorii pe tot pachetul ăsta, pentru că pachetul are 100 de grame și conține 6 rondele. Și diferența asta de 100 de calorii ar însemna, la 6 rondele, ar însemna undeva la 20 de calorii pe rondea. Pentru 20 de calorii pe rondea prefer să o mănânc și să o savurez, să fie dulce, să aibă ciocolata asta. Nu e diferență foarte mare. Aici mi-am luat două sucuri Cola Zero, pentru că la fel nu am putut să mă abțin. Am o foarte mare problemă cu lichidele, cu sucurile în general. Și aici am luat un sandwich și expiră peste două zile. Mi-a făcut poftă, n-am vrut să mai îmi cumpăr pâine și am zis că o să completez acest sandwich-uri cu mușchi, puțin muștar, puțin sos din ăla picant. 5 lei, 4 lei, nu știu cât e, da, 4 lei. Are 190 de grame, iar ca și calorii are 256 de calorii pe 100 de grame. 256 ori 2 înseamnă 500 de calorii. Sunt aici 4 bucățele de pâine, de asta triunghiulară. În fine, astea sunt cumpărăturile. Sunt destul de multe calorii. Sper să-mi ajungă această mâncare pentru două zile. Dacă nu, oricum o să mai suplimentez cu câte un fruct. Uitați, aici am luat de la țară mere, foarte, foarte bune, mere de țară. Nu sunt ele perfecte, dar sunt extraordinar de gustoase și vă recomand să mâncați fructe cât mai multe. O să mai suplimentez și cu miere cu nucă, trebuie să mă duc la țară să mai îmi iau pentru că s-a golit borcanul. Și cam atât pentru acest clip, fraților, nu știu exact, n-am stat să adun toate caloriile, dar oricum sunt undeva la 3000 de calorii, ar trebui să mi ajungă două zile plus suplimente apicole.
miere plus fructe. Mai suplimentăm și cu alte lucruri, apicuri, astea să vă arăt aici. Pentru că am început să iau niște pastile pentru sinuzită, iar am început să mă afecteze un pic sinuzita și atunci am trebuie să mănânc chiar și păstură pentru că îmi face foarte bine la stomac, păstură și polen. Am avut arsuri, zilele acestea am mâncat prost, m-am îngreșat, am avut nopți nedormite iarăși, nu reușesc să mă odihnesc și arsurile au început să apară iarăși la stomac. Și atunci trebuie să-mi consum polen și păstură pentru că sunt foarte, foarte bune. Și încă ceva, spuneți-mi în comentarii cum credeți că e mai bine dacă ești o singură persoană, cum este cazul meu, stai singur, cum este mai bine, mai profitabil să mănânci la restaurant, la fast food sau alimente din acestea, din magazine, din supermarketuri, însă fără a le găti, să ne înțelegem. Pentru că, vedeți, dacă îmi cumpăr mâncare din asta semi-preparată care pot să o mănânc direct fără a fi nevoie de gătit, totuși mi se par destul de scumpe și alimentele din magazine, din alimentară. Trebuie să mă gândesc foarte bine și poate știți și voi sau ați trecut prin situațiile astea, în condițiile în care nu poți sau nu vrei să gătești, în condițiile în care ești decât o singură persoană, credeți că se merită să mănânci la restaurant sau să mănânci la alte restaurante tip fast food? Se pare că s-au scumpit foarte mult și alimentele din hipermarketuri, de aceea vă întreb. Am aici sandwich-urile, o să încep cu sandwich-ul acesta, la care o să adaug câteva filiuțe de mușchi de porc, să-l facem mai bogat în proteine. Ia să vedem. 4 felii, cred că ajung. Și acum punem asta să cam lipit, să dezlipi cam rău. Bun, și cred că o să adaug și puțin muștar, să vedem, să vedem ce gust are. Alunec mai bine. Wow, cum arată aici. Sper că v-a plăcut acest clip, fraților. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii alte idei de clipuri, ce v-ar interesa să vedeți de la mine. Eu o să lucrez să-mi schimb și dieta, nu știu, mă gândesc foarte tare să-mi schimb dieta pentru că mă simt eu că mă forțez prea tare și slăbesc foarte mult la început, iar apoi îmi pierd motivarea. În fine, asta o să lăsăm să discutăm în alt clip. Nu uitați să mă urmăriți în continuare, să dați un like la clipuri dacă vă plac, să vă abonați la acest canal și să înscrieți orice vreți voi în comentarii, exact cum am zis. Până data viitoare, eu sunt Otto, v-am pupat, ciao!